Dragii mei, sunt așa de bucuros că am ocazia din nou să învăț câte ceva împreună cu voi și astăzi avem o povestire care o să trebuiască să gândim puțin cam, nu? Cam ăsta e procesul. You love that, știu că you love that, yeah. Și de aceea aș vrea să vă spun că mă bucur să văd și voi mi se pare că, mă bucur să vă văd, veniți din Filipine, da? N-au de mult ați fost acolo? Bravo, băieții, mă bucur de toți. Benny deja este avansat la clasa de copii, după cum vedeți aici. Ne bucurăm foarte mult. Copiii erau o vreme foarte rea și grea și avioanele germane bombardau Londra. Știți ce înseamnă un bombardament? Many bombs as possible. As many bombs as possible. Asta este formula, da. Destroying targets with pinpoint accuracy. Yeah, asta e treaba. Și casele erau distruse, dărmate, praf, și oamenii se ascundeau sub pământ și foarte mulți au murit peste tot. Era o situație groaznică de iad și veneau noaptea. Noaptea veneau să bombardeze cu lumini puternice și fixau peste case și trimiteau și distrugeau tot. Cam night raiders, da, ăsta erau, da. Și tata se ascunde cu fetița în subsol. Acolo este un loc pe care l-au pregătit și se ascund acolo, baricadează ușa, sting lumina imediat ca să nu fie văzuți cumva acolo. Și fetiței este foarte frică. Foarte frică. Și de fiecare dată pământul se zguduie. Bum, biu, bum, din nou, bum, 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 bum. Și fetița întreabă pe tata mereu, tati, ești aici? Ești aici, tati? Și tati spunea, da, sunt aici, nu te îngrijora, sunt aici. Și tati, ce se întâmplă? De ce se urăsc oamenii între ei așa de mult? Acum noi să presupunem că ea vă întreba pe voi, să vedem ce ați fi spus voi dacă vă întreba pe voi, fetița. Tati, de ce se urăsc oamenii? The Germans are cruel, vezi că sunt Germans pe aici, prinsa, nu? Yeah, that was the cuckoo head of Ku Klux Klan, yeah, good. Acum să fim atenți aici. Fetița întreabă așa, tati, de ce se urăsc oamenii și de ce se omoară între ei? Ce i-ați fi spus voi, fetiței acesteia, în timp ce avioanele zburau și distrugeau și bombardau și ele se ascundeau? Ce i-ați fi răspuns voi acestei fetițe? Dacă zicea, tati, de ce? Pentru că Adam și Eva au mâncat din fructa care nu trebuia și and sin came into the world. Cam adevărat. E cam adevărat. Mă bucur să o văd pe Faith aici, pe prietena mea, Faith. Da, ne-am văzut nu de mult. Sigur. Deci este un răspuns bun. Auzi, dar ei de unde au învățat, au creat, au inventat ei treaba asta să mănânce de acolo? Sau de unde a fost treaba asta? Satan tricked them. Așa este, deci a început acolo. Bun, și fetița, da, vrei să ne spui? I like to call Mr. S. Lucifer. I don't... Lucifer, that's the one. Yeah, yes, he's the one. Și fiți atenți, urmăriți acum. Și bombardamentul continuă. Bum, 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 bum. Și fetița zice, tati, dacă va cădea o bombă aici peste noi și ne va omorî în adăpostul acesta aici, ce ați fi spus, fetiță, dacă vă spunea așa, tati, dacă va cădea o bombă, ce îi spuneați? Ce ați fi spus fetiței? Ia să vedem. Este în God's hands. Este în God's hands. Ai pus bine, ai răspuns foarte bine. Adică ar fi spus, Domnul ne va păzi, Domnul ne va ajuta. Dar știți ce a zis fetița? Tati, dar mami, de ce a murit la celălalt bombardament? Dacă Domnul ne păzește, mama, cum da a murit? Asta e o întrebare mai grea, să vedem. Ce credeți că i-a spus? Ai aflat cumva ce i-a spus? Ce credeți că i-ar fi spus? Ia să vedem. Maybe she was ready to go to heaven, so God didn't want anyone to change that, so he let her die. Vrea să ne spună că poate ea a fost gata și pe motivul acesta Domnul a luat-o. Cred că este un răspuns posibil acesta.
Este unul din răspunsurile posibile. Da. Și un altul ar fi fost să spunem că nu cunoaștem planurile lui Dumnezeu, dar El a promis că ne va păzi și va spus 10.000 să cadă la dreapta și 1.000 la stânga și tu vei rămâne acolo avioanele zburau bum, în continuare și ea întreba mereu: tati, ești aici? Tati, ești aici? Tati spunea mereu: da, sunt aici. Cine credeți voi că răspunde la o întrebare ca aceasta, care ne frământă pe noi mereu când ne întrebăm câteodată când suntem singuri sau poate nu putem să rezolvăm ceva și zicem, este cineva care să mă audă, este cineva aici care să vadă? Cine credeți că ne răspunde nouă la această întrebare? Ia să vedem. Cine? Domnișoarele, știți cumva? Cine crezi că ne zice, sunt aici, sunt aici, mereu ne spune, sunt aici, ia să vedem. Domnul Iisus. Domnul Iisus ne spune și El spune la toată lumea cuvântul acesta. Și celui care trăiește și celui care moare și celui sănătos și celui bolnav îi spune, eu sunt aici. Dar aș vrea să vă spun acum ultima întrebare pe care a pus-o fetița înainte să adoarmă. Că tata mereu spunea, închide ochii și adorm. Tati nu pot să adorm. Și apoi era tot întuneric acolo și ultima întrebare ei a fost așa. Tati? Da. Da, scumpa mea, da, ești cu fața spre mine? Ce credeți că i-a spus tati? Când l-a întrebat, ești cu fața spre mine, ce a zis tati? What did daddy say when she said, are you your face turned toward me? What did he say? Da. Yes. Da. I-a spus, da, sunt cu fața spre tine, stai liniștită. Domnul este întotdeauna cu fața spre noi. El este întotdeauna prezent cu noi și nu lipsește niciodată din vreo greutate sau din vreo încercare. Aduceți-vă aminte când veți avea odată o încercare să puneți această întrebare. Tată, ești aici? Tată, ești cu fața întoarsă spre mine? Mă vezi? Și Domnul să ne ajute. Domnul cu voi și mergeți la loc. Vă mulțumesc foarte mult!